Bună dimineața! În acest clip am pregătit gogoșar și conopidă în oțet la borcane pentru iarnă. Este o rețetă ușor de pregătit și dacă vă interesează ingredientele și modul de pregătire, vă invit să rămâneți până la finalul videoclipului. Am avut gogoșari cumpărați din piață, boabe de muștar, boabe de piper, foi de dafin, vreo 2 morcovi pentru decor, zahăr, o conopidă mare, frunze de țelină, borcane, capace noi, bineînțeles, oțet cam 3 sticle, sare grunjoasă pentru murături. Am spălat foarte bine gogoșarii, apoi am curățat de semințe, i-am tăiat bucăți așa după preferință, am spălat și conopida și am tăiat-o și pe ea, așa, buchețele, și am început să pregătesc. Am tăiat felii și morcovul, am spălat țelina frunze și am început să pun într-un borcan gogoșari, țelină, conopidă, câteva frunze de foi de dafin, câteva felii de morcov, o linguriță sau jumătate de boabe de muștar, jumătate de linguriță de boabe de piper, o lingură rasă de sare, la un borcan în acesta mic de 350-400 de grame și 2 linguri de zahăr, rase trebuie să fie și acestea. Oțet punem cam 2 degete, depinde cât de tare vreți să-i faceți, și apă până sus. Am capsat foarte bine capacul. Puteți să mai pune și ceapă sau alte... Am pus oală cu apă la fiert. Pe baza vasului am pus prosoape sau ce aveți și câte 6-7 borcane, depinde cât vă încap. Apa trebuie să ajungă până la gura borcanului și lăsați să fiarbă 15-20 de minute. După ce a fiert, au clocotit, am scos borcanele și le-am lăsat așa până a doua zi. Acestea 2 zi s-au tras, fiți atenți la capace să fie trase toate. Noi așa am mai procedat și cu gogoșarii în oțet în anii trecuți și au ținut foarte bine toată iarna. Vă invit să încercați și dumneavoastră rețeta, puneți sare, zahăr și oțet după gust, cum vă place dumneavoastră. Eu vă aștept și cu alte rețete pe canalul de YouTube și pe TikTok. Cu voi a fost Adina. Uitați cât de bine arată, au ieșit și crocanți. La revedere!